Salutare, dragi colegi! Mă numesc Svetlana Cojocaru și bine v-am găsit la o nouă sesiune de instruire online. Astăzi o să vă arăt un nou instrument web pe care puteți să-l utilizați în procesul educațional la distanță. Dacă sunteți în pana de idei de sarcini pe care le puteți crea elevilor acum în procesul de educație online, atunci o soluție ar fi aplicația StoryJumper, care poate fi folosită cu succes cu toți elevii de la toate ciclurile de învățământ și se poate adapta la orice disciplină de studiu. Această aplicație va da posibilitatea să devină sarcina pe acasă mai atractivă, pentru că le veți da să creeze niște cărți sau istorioare sau povești foarte interesante pe tema pe care o au pe acasă. Este un instrument foarte ușor de utilizat, care poate fi folosit nu doar pentru elevi ca să facă sarcini, dar poate să fie utilizat și de profesor pentru a preda lecția, de ce nu, să facă diferite cărți pe diferite module și să le dea elevilor să le citească, să le răsfoiască acum. Această aplicație se integrează cu Classroom-urile și este foarte bine pentru că puteți să atașați sarcină direct din StoryJump în Classroom. Foarte ușor puteți importa elevii din Classroom aici și atunci ei intră deodată în clasele create pe StoryJump. Astfel aveți un control asupra cărților care le creează și puteți să faceți și colaborare între elevi, să creeze, de exemplu, dacă veți face un proiect 2-3 elevi la o carte, le puteți da aceste drepturi și ei pot să lucreze în echipă fără probleme. Să începem cu crearea unui cont. Cum facem acest lucru? Mergem la Să creăm un cont, îl creăm cu ajutorul la adresa de la Google. Alegem cu care cont noi dorim să facem acest account. Ne întreabă aici. Eu am să pun așa aleator. Așa. Așa. Alegem că suntem profesor. Ne va întreba școala ce cod poștal are, numele școlii. Eu am să aleg, deoarece deja este utilizat acest nume de școală în StoryJumper, se găsește automat, da? Trebuie să accept termenii și ca să ni se transmită scrisori către e-mail când se face ceva nou. Apăs signal. Și deodată, deoarece creăm accountul nou ca profesor, ne cere o parolă pentru prima noastră clasă, da? Care o creăm. De exemplu, spunem clasă. Adică am spun informatică. Testare am spun. Așa, testare. Și creez clasa. Ne întreabă dacă să creăm o carte. Acest pas am să revin puțin mai târziu. Vreau să vă arăt cum înregistrăm clasele. Deci, noi suntem în clasă. Dacă dorim această clasă să o redenumim, înseamnă că aici găsim în partea dreaptă Edit Class. Putem să schimbăm numele clasei. De exemplu, eu am să pun testare. Parolă puteți să-i puneți dacă eu doresc ca să importez elevii din Classroom, înseamnă că eu fac așa. În caz că am elevi care nu încă n-au depășit vârsta de 13 ani, spun că nu și apăs. Gata, eu am creat această clasă, testare se numește,
Și vreau să importez aici unii studenții pentru că sau dacă nu am classroom și pot să îi importez în felul următor să-i adaug ca student sau pot să importez din clasa deja creată pe classroom. Cum fac acest lucru? Fac click pe importare, aleg care cont, îi permit și mă întreabă ce clasă să iau. În caz că o să am mai multe clase, eu pot să fac pentru fiecare în clasă în parte câte o clasă în StoryJam și importez aceste date. Eu acolo am doar un elev și el va putea accesa această clasă din StoryJam doar cu parola, cu emailul de la care este în Classroom importat, da? Deci, cărțile pe care le au studenții sunt aici. Ce pot face eu? Eu pot să le dau la elevi un șablon de carte care să îi rog să o reediteze. Pot să creez un grup de lucru. Eu am aici doar un elev și n-am să pot să fac acest lucru, dar în cazul dat creați group book și adăugați adresele de e-mail sau elevii, că o să vă apară lista de elevi care deja îi aveți, care să lucreze la această carte și puteți astfel să faceți diferite grupulețe mici unde elevii vor lucra în proiecte și aici veți vedea cărțile individuale deja create de elevi, da? Mai departe, fie că eu vreau să adaug nu din Classroom elevii, dar individual, eu acest lucru am să vă arăt pe o altă clasă, de exemplu, am să merg la altă clasă, la clasa aceasta, am să dau denumire, de exemplu, testare 2, nu indic că da, o să utilizez în Classroom această și merg mai departe și apăsez. Și atunci când vreau să adaug elevi, uitați-vă, nu pot face sau pot să-i dau elevilor acest link și ei vor intra cu parola de stare. Sau pot să adaug un student sau mai mulți studenți dintr-un fișier CSV. Fișierul trebuie să continue aici scrie ce anume. Și cum se adaugă un student? Nume. De exemplu. Da? Și mergeți. Și vezi student. Și altfel, uitați-vă să sunt aici studenții și puteți să elevii să-i scrieți toți după listă și puteți să-l editați, să-l ștergeți, să-i resetați parola în caz că el va uita parola pe care i-ați dat testare. Și pentru că atunci când acest elev va intra în StoryJumper, el va trebui să reintroducă o parolă nouă, adică el un fel de activare acestui cont de StoryJump face. De obicei, acest mod se utilizează pentru elevii care nu au conturi de Gmail și vor să lucreze în acest StoryJumper, da? Adică dumneavoastră puteți să-i ajutați să creați conturi personale, le dați adrese și ei intră doar cu acest username și parolă în StoryJump și lucrează. Ei nu au nevoie de o adresă de Gmail, da? Este o metodă foarte bună. Pentru că cei mai micuți, dacă nu au un cont, da, de exemplu. Deci, haideți să adăugăm o sarcină și în Classroom și aici pentru elevi. Și cum facem acest lucru? Mergem în clasa din StoryJump. Creăm pentru Classroom o temă. Alegem care este această clasă. Aici îi dăm titlu, dacă observați, da? Eu pot să scriu creare carte digitală. Nu am să scriu aici ce și cum trebuie să facă, dar aici instrucțiile puteți să le scriți. Se dă linkul unde accesează elevii
și data când el trebuie să fac, fie că eu am să aleg 20, da? Și atașez această temă pentru elevi. Gata, tema mea s-a atașat. Acum ce fac? Acum merg în clasa testare. Haideți să merg în clasa testare, aici, da? Activitatea la curs. Și mergem să reînnoim. Vedeți? Deodată ce a apărut, că uite, am adăugat o temă și vreau să merg la ea. Instrucțiuni. Vedeți? Dacă doresc să le editez, merg să le editez. Și ce pot face? Eu pot să adaug instrucțiuni, să adaug subiect, să schimb data limită, să-i pun notă, de exemplu. Haideți, eu am să pun că asta este pentru nota 10, de exemplu. Așa. Pot să aleg studenții cui atașez această sarcină. Pot să fac o grilă de evaluare după care va fi notat și o salvez și actualizez tema și elevul va primi acest link către ca sarcină, da? Cum primește elevul această sarcină? Am să merg într-o clasă de a elevului. Am să reînnoiesc. Și vedeți că elevul ce a primit o temă. Cum face el, cum intră el în această temă să o realizeze? Intră aici, citește. Și ce face? Merge pe link. Numai că am să ies din acest account pentru că el trebuie să intre sub accountul de elev. Așa. Acum el o să-mi facă. Și uitați-vă, a apărut. Da? Apăs yes. Da, eu sunt din școală. Yes. Și apăs pe domn. Și uitați-vă că apare clasa care trebuie să lucreze. Da? Apasă pe clasă. Deci, elevul ce face? Trebuie să creeze o carte pentru ca să o transmită ca temă pentru acasă. Merge și alege tipul de carte pe care vrea să creeze sau creează o carte de la zero. Fie că eu aleg o carte, șablon. Eu odată aplicația îi dă și un tutorial să privească pe YouTube cum se creează astfel de cărți. Fie că am creat cartea, o salvez. Aici pot să văd cum arată această carte. Dacă e ok, ce pot face? Merg în clasă. Spun că gata, eu am finisat această carte și eu pot să o distribui. Și trebuie să o distribui pentru notare în clasă. Merg aici la clasă. Aici, desigur, am să aleg contul elevului. Trebuie să aleg cursul unde transmit tema și o predau. Ea apare aici. Atașez această temă. Automat ea este atașată și când o afișez, elevul vede acest lucru și el trebuie să predăie către notare și predă. Și atunci când profesorul merge în clasă, de exemplu, da? Ce vede? Că uite, Denis a pus o. Da? Și uitați, dacă apăs pe link, deodată se deschide cartea și profesorul vede și poate să
Noteze. Acum haideți să vă arăt cum se face o carte. Cum am mai spus, această carte o puteți utiliza nu numai pentru proiectele cu elevii sau teme pentru acasă, dar o puteți utiliza și pentru a crea un conținut digital care să-l utilizați în procesul de predare la distanță. Fie că eu vreau să fac o carte, cum fac acest lucru, mă duc și pagina principală și apăs pe Createbook. Atunci când se deschide, am posibilitatea să aleg deja câteva șabloane create de aplicație. Le pot reutiliza dacă am nevoie, dar eu am să creez de la zero pentru ca să vă arăt tot ce este posibil cu acest editor. Observați că are o interfață foarte ușoară. În partea stângă avem tot ce putem pune pe carte. Avem posibilitatea să adăugăm text, diferite elemente, diferite scene. Ce sunt aceste scene? Asta este fundalul pe care îl punem pe foaie în carte și diferite fotografii. Apropo, fotografiile, dacă facem o căutare, se vor căuta pe Pixabay. Pixabay este o colecție de imagini, fotografii, filmulețe, da, gratuite. Și avem posibilitatea să încărcăm și din calculator. Mai departe, în partea de jos, avem aici un alt meniu. Aici avem coperta și toate paginile. Putem de asemenea să mergem prin pagini cu aceste butonașe înainte, în urmă. Avem posibilitatea să ștergem o pagină. Ia că eu am șters o pagină. Avem posibilitatea să ștergem o pagină, să adăugăm o pagină și să multiplicăm în caz că avem aceeași pagină, fundalul ne place, ce l-am editat și vrem să copiem această pagină sau avem de mai multe ori. Sus găsim posibilitatea de a transmite, distribui cuiva această carte. O facem publică. De exemplu, dacă dorim această carte să facem prin colaborare cu cineva, apăsăm colaborare și atunci, uitați-vă, indicăm e-mail-ul și invităm această persoană spre colaborare. Ea va primi notificare pe e-mail și acolo va trebui să-și creeze un cont și apoi să lucreze cu mine la această carte și salvăm și ieșim din editor, da? Haideți să începem, deci să creăm o carte și să utilizăm toate posibilitățile pe care ne le oferă această carte, da? Începem, desigur, cu coperta. La coperta avem posibilitatea să schimbăm culoarea, să schimbăm structura. Avem posibilitatea să adăugăm diferite elemente. Ia uitați-vă. De exemplu, adaug elemente. Elemente, uitați cum se adaug foarte simplu, se măresc. La elevilor foarte mult le va place. Pot să o mut invers, da? Dacă nu am nevoie, o șterg, da? Coperta oferă posibilitatea doar să adauge titlu și autor. Fie că eu am scriu prima carte. Dacă doresc aici acest șrift să-l schimb, da, fac click pe el, îl inserez, aleg tipul de șrift, mărimea, de exemplu, culoarea și așa mai departe. Fix lucrul acesta îl fac și aici și scriu, de exemplu, Cojocaru Svetlana. Și alegem așa cum vrem să fie scris. Și am scris. Dacă nu dorim să utilizăm diferite elemente aici, putem să utilizăm imagini care să le punem. Am să vă arăt chiar cum putem asta să căutăm de pe Pixabay, de exemplu, carte.
numai, da, vedeți? Și el ne găsește imagini. Și am să adaug, de exemplu, haideți, am să adaug așa. Asta. El mă întreabă să adaug ca scenă sau ca element. Dacă să adaug ca scenă, atunci se va face pe toată coperta. Eu vreau să fie ca scenă. Înseamnă că salvez. Și o aleg de aici, da? Și este. Văd că nu se vede bine, înseamnă că ce fac. Nu sunt de voie să inserez, dar văd că așa se schimbă. Am să schimb deodată. În caz că nu dă voie să schimbați textul cu inserare, înseamnă că schimbați deodată textul. Alegeți culoarea și scriți. Așa. Dacă vă răzgândiți, mergeți la nu știu ce și ea se pune. Și dacă doriți, de exemplu, să adăugați deja elemente, mergeți aici și alegeți diferite elemente, da? Elevilor le va place să se joace, să creeze diferite cărți și povestioare ale sale. După ce eu am creat prima pagină, merg mai departe. A doua pagină este, de fapt, asta este pagina de dedicații. Aici scrie ceva despre cui se dedică cartea sau despre ce este cartea, așa ca un mic rezumat. Dedicată iubitorilor. De animale. De exemplu, da? Și ați observat că eu tot nu pot să inserez să scriu, pentru că dacă vreau să fac șriftul schimbat altfel, deodată mi-aleg cum să fie șriftul. Dacă nu-mi place, înseamnă că șterg și nu scris nimic. Dar dacă vreau să mai adaug ceva, eu pot să adaug și aici elemente. Da, de exemplu, asta se poate de șters. Pot să adaug aici tot ceea ce este pe copertă, dar să fac invers, de exemplu, da? Dacă nu doresc să scriu nimic, da? Ok, eu asta am făcut, merg mai departe la pagina 2 și haideți să utilizăm o scenă. Fie că adăugăm deoarece cartea despre animale, adăugăm un câine. Vrem să o mutăm, direcția mutăm așa. Ok. Cam prea mare, dar așa, da? Fie că mai adăugăm așa. Dacă vrem să ștergem așa, am făcut așa pe iată. Și putem să adăugăm aici, de exemplu, voce, da? Cum facem acest lucru? Apăsăm pe Add Voice, apăsăm Record. Bună ziua, băiate! Bună ziua, câine! Deci, vocea. Dacă nu ne place, o ștergem. Ok. Și mai adăugăm altă voce. Vai, ce câine frumos! Putem să adăugăm o muzică pe fundal. Alegem care ne place. Da, e ca asta, că se audă cotul așa, e bun. Și o adăugăm. Mai departe, adăugăm efect că câinele la noi latră, de exemplu. Așa. Asta, că e un câine, da? Așa punem. Aici noi putem să mai adăugăm în efect, dacă doriți, dacă se mai aude și o pisică ceva.
Magnum pisică n-am pus, dar haideți să o adăugăm. Așa, pisică. Și în total salvăm totul. Noi am spus că mai adăugăm și o pisică, că se mai aude în fundal, care va fi aici și o mutăm cu ea spre vește încolo, ia ca așa, da? Așa. Și haideți și pe a doua pagină să punem ceva, o scenă de pădure, de exemplu. Și fie că vrem să vedem ce se întâmplă, da? Aici, de exemplu, putem să adăugăm voce de... Hai să adăugăm aici... Nu vocea, dar adăugăm muzică. Și adăugăm dacă este aici. Este, de exemplu, frumos, da? Haideți să adăugăm. Așa, o adăugăm și efect de păsările. Deci, de unde găsim aici păsările. Și așa sunt efecte. Așa. Și salvăm. Și acum salvăm această carte. Și vrem să vedem ce reprezintă ea. Vedeți ce am făcut noi? Ah, ce bine, frumos! Ați văzut că toată cartea în întregime... Ah, ce bine, frumos! Da, ce s-a auzit și aici, pe pagina aceasta, da? Noi nu prea am făcut mult ca să fie, dar să fie scris. Dacă dorim să edităm cartea, mergem la edit. Și mai departe putem să facem și alte lucruri, da? Aici putem să edităm, să mai adăugăm, de exemplu, un text. Uităm deodată ce facem, schimbăm șriftul. Așa. Vrem să fie mai mășcat, de exemplu. Și scriem, nu știu, salut, de exemplu. Vrem asta să fie scris la mijloc. Așa. Așa, de exemplu, da? Această formă de text permite ca noi să modificăm pe parcurs. Pentru că dacă o să luăm alt timp, nu o să ne dea voi, haideți să facem următoarea pagină. Și eu o să adaug elemente. De exemplu, așa. Și trebuie să facem aici un soare. Așa. Să alegem diferite caractere, poate mai găsim niște nou oraș, așa că uitați, vedeți? Haideți să punem și așa. Bunielul, da? Și putem să-i punem o scenă, ceva. Uitați-vă aici. Dacă doriți, da, să jucați, adăugați și aici voce, dacă doriți să adăugați, apăsați record. Independența ce doriți, mai facem aici, haideți aici să adăugăm, nu știu, așa. Elemente, haideți text să mai adăugăm, să vă arăt că există și așa posibilitatea să scriți. Revedere, de exemplu. Inserăm. Cum să ne mai jucăm. Așa, nu ne trebuie să fie cât mai mare aici. Eu în cape. Așa, putem să punem la mijloc. Să punem o culoare, de exemplu. Da? Și este scris frumos. Aici noi putem, de exemplu, să adăugăm că
Așa. Facem mai mică. De exemplu, vorbește moșul. Spune ceva. Hai să scriem. Bună. Nepoțele. Și adăugăm aici pentru nepoțel. Doi. Hai. Spune. De exemplu, da? Și uitați-vă. Puteți să faceți dialoguri, să scriți. De exemplu, puteți să adăugați și astfel de element. Să alegeți un șrift așa mai delicat. Haideți să eu să aleg. Da. Să scriu final. Să măresc acest lucru. Așa, îmi spun la mijloc. Culoare. Și atâta. Și dacă nu-mi trebuie părțile acestea, le șterg până la ultima copertă pe care o pot să o schimb tot cu imagine sau cu culoare dacă am nevoie, da? Nu știu ce este prima, tot așa, dar e automat se schimbă, vedeți? În dependență ce alegem noi pe copertă, ele amândouă se schimbă. Ok, am făcut totul, salvez. Pot să o fac, să o distribui cartea aceasta, prima carte. Pot să adaug o descriere. Ea acum este privat, dar dacă doresc să fie public, înseamnă că merg și editez și îmi aleg cine poate să vadă această carte, da? În dependență cum doriți să faceți cartea. Deci, ați observat, nu este greu să faceți acest story jumper. Îl puteți utiliza nu doar pentru crearea conținutului digital, dar cum ați observat, deoarece se integrează ușor cu classroom-urile, puteți să utilizați ca temă și să dați sarcina elevilor să creeze o astfel de carte. Ați observat că este ușor de utilizat și poate fi aplicat acest tip de evaluare nu doar pentru cei mai mari cei, dar și cei micuți din clasele primare, pentru că este destul de atractiv. Și credeți-mă dacă o să le spuneți elevilor să scrie un eseu, un astfel de o carte cu imagini și își va pune imaginația și o să facă lucruri foarte frumoase. Noi am încercat cu elevii și lor foarte mult le-a plăcut. Am făcut câteva lucrări și de grup. Și este o metodă foarte ușoară de utilizat. Apropo, am utilizat chiar și pentru ca să păstrăm toate temele pentru acasă. Fiecare elev a făcut o carte cu teme pentru acasă și a pus în ea fotografiile cu caietele care le-a scris. Adică s-a primit ceva interesant. După cum ați observat, acest instrument nu este atât de greu de utilizat. Pot foarte ușor să se descurce chiar și cei din clasele gimnaziale și primare. Acest instrument va fi un ajutor pentru temele pentru acasă, pentru că elevii vor dori să facă cu mai mult entuziasm tema pentru acasă. O puteți folosi, după cum ați observat, la mai multe discipline, chiar să faceți și niște proiecte între diferite discipline. Eu cred că acest instrument vă va ajuta să creați diferite sarcini interesante acum în procesul educațional la distanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă zic o zi bună, la revedere!